Consiliul local a hotărât la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul ședinței ordinare, ștergerea majorărilor de întârziere la plata impozitelor datorate de severineni. Aceștia își pot plăti dobânzile și penalitățile până la data de 31 martie. Consiliul Local al Municipiului Drobeta, domnul Severin, a mai adoptat o astfel de hotărâre și este hotărârea 155/2020, hotărâre care a fost în vigoare până la 15 decembrie 2020. Dar prin modificarea și prelungirea termenului din baza automației 69, a dat posibilitatea celor care nu au posibilitatea de a achita de până la 15 decembrie să poată achita până la 31 martie, 2021, cu aceleași condiții și aceleași facilități. În cadrul ședinței ordinare de vineri, Consiliul Local a anunțat prelungirea până la 31 martie a plății impozitelor fără penalități de întârziere. Anularea dobânzilor se dorește a fi un ajutor acordat contribuabililor pentru a trece mai ușor peste criza economică declanșată de pandemia de COVID-19. Pe ordinea de zi am avut, puncte interesante. Aș aminti unul dintre ele, cel privitor la anularea dobânzilor și penalităților ai celor care n-au plătit până în momentul acesta taxele și impozitele datorate primăriei Drobeta Turnul Severin, datorate orașului, au această posibilitate ca începând de data până în 31 martie să plătească datoriile la zi, penalitățile și dobânzile fiind anulate. Eu zic că e un lucru bun pentru societățile comerciale și pentru înzdrăvenirea din punct de vedere economic a acestor întreprinderi. Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnul Severin vine încă o dată în sprijinul cetățenilor.